Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov mi-am invitat o prietenă de pe Facebook. Problema mea, nu până la urmă, pot să fac lucrul ăsta măcar din când în când. Este vorba despre Claudia Motea, actriță, regizor, dramaturg, poet, scenarist și producător. Cum reușești să faci atât de multe lucruri? Bună seara, bine ai venit! Bună, dragă Danghiță! Mă simt extraordinar deja aici, alături de tine. Mulțumesc! Și văd că este o prelungire frumoasă a Facebook-ului. Da, nu? De data asta. Da. De data asta. Cum reușesc toate acestea? Pentru că toate țin de o îngemânare a artelor și a artei dramatice, pentru că eu la bază sunt actriță și am așa, m-am extins în anumite domenii, dar toate lucrurile pe care eu le fac sunt într-un concept artistic, dramaturgic, să zic. Da, dramaturgia este un fenomen, dacă îmi permiteți, un fenomen frumos. Eu când eram tânăr, în liceu, stai, când eram adolescent, vroiam foarte tare să mă fac actor. Și prin clasa 12, bine, jucam eu prin piesele de teatru, fiind la Unirea, la liceu Unirea, aveam de 1 decembrie de fiecare dată, de 24 ianuarie, niște piese de teatru drăguțe, tot timpul eram acolo. Și mi-a spus doamna profesoară de limba română, ci băiete, urmează-ți drumul. Și am stat eu și m-am gândit și am zis, dom'le, actorii mor de foame. Așa. Vorbim totuși de 1991. Erau niște mari vedete pe vremea aia pe care, uite, din păcate, în anii ăștia i-am cam pierdut. Evident, din cauza vârstei, boli și așa mai departe, niște actori mari. Mi-ar fi plăcut să fiu coleg cu ei într-un fel sau altul. Da, am ales să mă duc la științe economice. Am zis, bă, e mai bine totuși pentru mine așa. Am greșit? Ai veleități, iar vocea ta, timbru vocal, e extraordinar. Da, mulțumesc deci, frumos. Ai lucrat foarte bine pentru radio, în primul rând. Pe dacă asta cineva am făcut, nu te-ar da. Vedea am făcut și dacă deja radio. Face un casting, felicitări. Nu mai fac casting. Iar după înfățișare, după vorbă și după trup, să știi că... Seamănă cu un actor față. American cu Pluto. Nu, cu Pluto, nu e adevărat. Da, nu. Ei, mai și glumim, dar evident. Dar ai un aplomb foarte bun. Mulțumesc sincer. Frumos, da. El canalizez aici în emisiune. I-am găsit canalul cel mai bun. Muncești mult, călătorești mult, ai multe spectacole. Am fost și colegi într-un spectacol, dar numai cu vocile. N-am fost prezenți în același spectacol. Cum reușești să te împarți până la urmă? Într-adevăr, e multă dăruire, trebuie să fie multă dăruire aici, dar ești un singur om. Păi nu știu, cred că asta e menirea mea, știi? Și apropo, un mare călăuzitor, un mare părinte al Teatrului Universal, Stanislavski, zicea să nu te iubești pe tine în artă, să iubești arta din tine. Și cred că asta fac eu, de la trezire până când mă culc, încerc să iubesc ceea ce am eu mai frumos în mine, adică arta, și să mă exprim ca mesajul meu artistic să treacă rampa vieții și să ajungă la inima spectatorilor, inima cititorilor, pentru că de câțiva ani am început să și scriu. Scriu piese de teatru, scriu scenarii de film. Și acum, uite, am scris o carte pe care eu o iubesc nespus. Este vorba despre această carte minunată, Shalom Israel. De unde până unde Shalom Israel? De unde până unde? Este o întreagă poveste, o poveste care a început cu o călătorie de-a mea, sau mai bine zis, cu prima mea călătorie în urmă cu 2 ani în Israel. De atunci am mai mers de mai multe ori în Israel și de o vizită de-a mea în Iași, unde am participat la comemorarea 76 de ani de la pogromul de la Iași, din 1941. Eu de obicei tot ceea ce scriu sunt toate lucrurile, le iau din viața mea, le culeg din viața mea, le împreun așa cu ficțiune și le transpun pe hârtie și pe scenă. De ce ai ales să te faci actriță? De ce am ales? Păi, cred că așa mă pot eu defini cel mai mult. Apropo de ce ziceai tu când erai în liceu și când mai jucai, cochetai cu teatru sau cochetam cu... Ce erau scenetele, da. Scenetele. Nu erau... Nu, n-am avut treabă cu brigăzile, da? Să știi, nu prea am ocolit partea asta de brigadă. Am fost un mic comunist, de ce să mint acum, să da? Așa nu... erau vremurile, da. Citeam niște chestii interesante pe la întâlnirile de pionieri. Da, mă rog, până la urmă...
tot eu am fost cel care a conștientizat poate mai repede decât alții, fiind în interiorul unui anumit fenomen, am conștientizat că este ceva greșit, ceva nu se mișcă cum trebuie. Da, mă rog, a venit revoluția și mi-a demonstrat că sunt lucruri care se mișcă greșit. Că au rămas lucrurile alea și în zilele noastre, altă poveste. Eu zic așa că dacă ai participat și ai jucat într-o brigadă artistică, nu ești comunist, mai ales fiind tânăr și așa, deci nu era. Iar eu vorbesc în cazul meu, eu chiar dacă am participat și la brigăzi artistice și la concursuri de sine stătătoare și unde am fost premiată chiar pe țară, încă de mică, filonul meu a fost pur și sânge, numai pe teatru, numai pe artă și nu m-am implicat, chiar dacă am avut mai multe posibilități în politică sau să flutur așa drapelul, vai de mine, sunt utecistă, sunt comunistă. Bine, ai venit cu rochia asta roșie la emisiune acum doar ca să-mi arăți că e așa o chestie, știți, Lady in Red. Nu, astăzi este startul, startul acestei lansări a cărții Shalom Israel. Și azi dimineață stăteam așa în dilemă și zic, în ce să mă îmbrac, în ce rochia să mă îmbrac? Rochia albastră, rochia roșie, da, rochia verde, rochia alb. Da, nu, cel puțin am o rochie roșie, una albastră și una galbenă. Pentru deci, dacă te-ai putea îmbrăca în același timp, în toate trei, ar fi cu tricolor acolo, da. Și mi-am adus aminte de versurile lui Nichita, care zicea, eu sunt o baltă de sânge care vorbește. Și am zis, ce frumos rostea acest minunat poet. Rochia roșie, treci încoace. Da, rochia roșie, hai, sus pe mine. Sus, da. Bun, ai ales, te-ai făcut actriță, aici scrie în textul pe care mi l-a pregătit Anca, scrie actriță de română-canadiană, ai mișcat malurile, granițele, nu? Le-ai mutat. Da. Ai trecut peste ocean. Am trecut peste ocean și uite că tocmai am revenit, nu acum, am revenit de câțiva ani în țară, am și cetățenie canadiană și de obicei se pune așa acea liniuță între actriță româno-canadiană, româno-canadiană, pentru că eu practic, ca actriță, m-am afirmat și practic am renăscut pe scena teatrului canadian. Și atunci, hai să zic, chiar dacă pare puțin forțat, pentru că am și cetățenie canadiană, îngurgitez această formulă de actriță româno-canadiană. Dar eu la baza mea sunt româncă și spun asta cu mândrie oriunde aș fi în lumea asta și chiar aici la Brașov, în acest oraș pe care eu îl iubesc nespus de mult. Da, deci ai adoptat și cele trei culori, dar și frunza de arțar, lucrurile sunt în regulă, mergem mai departe. Așa. Ne-am prins cum stă treaba la capitolul româno-canadian. Așa. Dar asta nu era. Nu mai avem nevoie nici de vize să călătorim în Canada, suntem un popor privilegiat până la urmă. Până s-or duce peste, și peste canadieni conaționali ăștia care au tot felul de ocupații, una mai oacheșă decât cealaltă. Așa. Și o să ne pună ea vizele înapoi să zică, băi, știți ce, ia stați un pic că nu e în regulă. Da, până atunci probabil că mai e un pic. Ai venit la Brașov să participi la Târgul de Carte și Muzică, un eveniment care începe pe 21 martie la aula universității. Noi, să știi că deja am vorbit despre tine aici în emisiune, da? Augusta Oniță de la Libris a fost aici săptămâna trecută, am vorbit despre târg și am vorbit și despre prezența ta. Mâine de la ora 13 îți lansezi această carte, Shalom Israel, la aula universității. Da, și pot să spun așa că pentru mine este un moment unic de viață, pentru că pe lângă iubirea pe care am dăruit-o acestei cărți, practic este un proiect, este lansarea acestei cărți, iar proiectul Shalom Israel include și un spectacol multimedia, avându-mă pe mine ca actriță protagonistă. Este un proiect care, pot să spun cu modestie, dar în același timp cu multă mândrie, este în prima fază, în premieră absolută, în România. Și nu știu câte cazuri sunt în Europa, dar vreau să spun că în România sunt pentru prima dată o actriță care joacă un rol de evreică, evreică care a trăit în timpul lagărului de la Auschwitz, pe care eu am filmat-o. Deci este un personaj care este atât pe
peliculă pe partea asta filmică, dar apare și în carte. Și cu ce această carte este, din nou, așa are o ținută inedită, este faptul că, deși am fost premiată și chiar am luat premii în dramaturgia canadiană și am fost nominalizată și la premiul de excelență în teatru canadian, premiul Brickenden, e pentru prima dată când mi se publică o piesă de teatru. Și este în limba română. Mare și lucru. Această carte, de altfel, este un compendiu de ce include o piesă de teatru, include micropoeme care vorbesc despre perioada atroce a Holocaustului și a pogromului și interviuri cu mari personalități ale comunității românești din România și câteva și din străinătate. Prefața este făcută tocmai de domnul doctor Aurel Weiner, care este președintele Federației Comunității Evreiești, iar postfața se bucură de semnătura domnului director general Alexandru Florian, directorul general de la Institutul de Studiere a Holocaustului Eli Wiesel. Da, am văzut că ai niște invitați importanți mâine alături de tine la această lansare. Domnul Weiner, de care ai pomenit, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Valer Plugaru, președintele Comunității Evreiești de la Brașov, pe care chiar am avut ocazia să-l cunosc, Iancu Zuckerman, un supraviețuitor al Holocaustului. 97 de ani, în acest moment el este pe drum spre Brașov și vine așa cu toată bucuria și cu toată viața lui, ființa lui. De povestit. Da. Adrian Lesenciuc, președintele filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor, Lucian Sabados, nu? Sabados. Sabados, da. Așa e accentul, da. Dacă e de la Brăila, trebuie să fie Sabados. E directorul Teatrului Maria Filoti din Brăila, dramaturgi, secretar de stat la Ministerul Culturii, domnul Gheorghe Geopopa. O să fie, cred că va fi interesant. Mâine ora 13, Claudia Motea vă dă întâlnire la aula universității pentru lansarea cărții Shalom Israel. Și aș vrea să îl adăugăm și pe Mircea Meionescu, care este unul dintre cei mai iubiți dramaturgi contemporani, care este de altfel și consilierul Ministerul Culturii și care vine mâine să fie alături de mine. Eu îi joc una dintre piesele lui celebre. Este vorba despre Pușlamaua de la etajul 13. Geme Facebook-ul, nu mai... Da. Chiar vreau să te întreb, ce cu Pușlamaua asta de la etajul 13, că e tot timpul pe Facebook? Păi este pe Facebook, pentru că are un circuit așa neîntrerupt, atât în țară cât și în străinătate. Dar vreau să spun că Mircea Meionescu, nu că mă urmează, este alături de mine și eu sunt alături de el, pentru că eu cred că printr-o experiență de viață tot unică, noi ne-am legat împreună când am avut spectacolul acesta, Pușlamaua de la etajul 13, jucată de mine și scrisă de el, în fața 5.000 de spectatori în Roma. Deci, în Roma, da. În Roma, în la italiană Atlantico. Sau... Nu. Era în limba română, dar au fost chiar mai mulți de 5.000 de oameni. Noi am pus așa cu aproximație, era o sală polivalentă. El era, cum să zic, copleșit de emoții. Eu am zis în acel moment, dacă eu acum nu voi face față și nu voi transmite mesajul artistic cum trebuie, mă las de meseria asta. Păi da, dacă te lăsai de actriță, rămânea regizor, dramaturg, poet, scenarist și producător, adică renunțai așa. Dar eu zic că, din punctul meu de vedere, așa, noi, pentru noi să știți că e prima oară când ne întâlnim față în față, dar eu te-am urmărit acolo pe Facebook și am mai văzut ce faci, cu ce te ocupi, inclusiv Pușlamaua de la etajul 13. Mie mi se pare că tu ești în primul rând actriță. Sunt actriță și toate în primul aceste... rând, restul vin complementar, da, într-adevăr, da, asta este meseria. Din faptul că ești actriță, poți să scrii poeme, că ți-ai lansat și un volum de poeme, Preludii în Cetatea Soarelui. De asta poți să scrii, de asta poți să regizezi, de asta poți să scrii un scenariu, cumva pentru că știi ce se întâmplă în lumea asta, în dramaturgie, fiind de fapt un exponent, omul pe care de fapt scenariștii se bazează, regizorii se bazează, toți cei care scriu lucrurile astea ar rămâne niște scrieri oarecare dacă nu ar fi niște actori să le joace. Așa este. Iar eu, emigrând, timp de 2 ani eu n-am putut să mă ating de scena Teatrului Canadian și atunci a trebuit să-mi creez oportunități, pentru că simțeam că
chiar dacă aș deveni super bogat acolo și să am o viață extraordinar de, nu știu, luxuriant. Ai fi incomplet, așa? Da. Da. Deci n-aș putea să mă definesc eu în toată ființa mea. Și atunci am început să scriu, am început să regizez, am început să produc spectacole și au început aceste ramificări care m-au ajutat. Eu zic că sunt binevenite și acum și le fac față cu succes și mă bucur pentru că scrierile mele, piesele mele de teatru sunt jucate și le pot și experimenta prin actorii pe care i-am la trupa Teatrului Independent Teatrul Nostru din București, al cărui director artistic sunt și care se află sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Iată că și ziariștii au și implicarea lui. Nu știu dacă joacă vreun, dar aș vrea să-l văd pe CTP jucând într-o piesă de teatru. Cred că s-ar descurca. CTP? Ce? Cristian Tudor Popescu. Ah, da. Păi, și nu, el este, dar vine actor. Și, da, probabil că o fi și el actor, nu știu. Vine și el la Târgu de Carte și muzica are și el o lansare, dar mă gândeam așa cum să eu mă crezi, uite, am văzut Moromeții 2 ăsta cu Horațiu Mălele. Mie îmi place Horațiu Mălele enorm. Dar vrei să spun ceva? L-aș și văzut pe Tudor Popescu în rolul lui Moromete. Da, dacă nu neapărat Moromete, măcar Cocoșilă, unul de pe acolo, să din fie film, să fie și el. Deci ești bun regizor. Nu știu dacă sunt bun regizor acum. Ai viziune regizorală. Am viziune regizorală, da. E extraordinar. Da, și am și văzut, nu știu dacă ați observat, cei care au văzut filmul, e și o greșeală în film. Da? Pe final, la un moment când sunt ei în gară, sunt în gară Horațiu Mălele și cu fiisul, linia de tren este dublă. Ceea ce atunci nu cred că... Da. Și la final, când se ridică casa lui Ilie Moromete în prim plan, se mărește planul, bă, și în spate e o dita mai biserică albă, frumoasă, zugrăvită ca în zilele noastre, că... Așa a fost să fie și regizorul, a văzut regizorul, ce să n-ai că nu poți să-l omori pe regizor. Cred că la montaj păi, a fost cu siguranță creșat. Undeva, ceva s-a întâmplat, nu contează. Important este că Moromeții 2, după părerea mea, este singurul film cu adevărat bun pe care eu l-am văzut după Revoluție. Și mi-asum ce spun. Am mai văzut niște filme, niște seriale, am văzut și Charleston de curând. Sunt niște filme... Să zicem bunicele, dar ăsta, Moromeții 2, și cum este filmat și amănunte de genul ăsta, mi se pare incredibil. Mai așteptăm ceva, poezie și jazz. Ia uite, tot la aulă, da. Tot cu Claudia Motea. Da. Cine cântă și de ce recită? Iată, cine cântă și de ce recită? De, vineri, da, în ora 19. Voi susține un recital de poezie și de muzică de aici, din, din Prelud, din Cetatea Soarelui. Da, da. Sunt acompaniată la pian de superbul om artist Lucian Sabados. Sabados, de la Teatrul Maria Filoti, directorul Teatrului Maria Filoti din Brăila. Și o bucurie mare, pentru că este un spectacol ce are ca temă centrală iubirea. Sper ca la acest spectacol să vină și colegul nostru, George Custură, pentru că și el este brăilean și pe undeva el a fost un catalizator la întâlnirea mea dintre Lucian Sabados și eu, Claudia Motea, actriță. Am înțeles, da. El pentru este... că acum 2 ani... El m-a întâlnit și pe mine cu... teatru și cu filmul, tot George Custură, da. N-are liniște. Am făcut și un spot împreună, n-am apucat încă să-l... N-a apărut încă, o să apară, vă promitem, este un spot mobilizator. Pe final așa de emisiune, hai să discutăm un pic. Tragem niște concluzii, dar înainte de a trece la un alt subiect. Mâine de la ora 13... Shalom Israel la aula universității în cadrul Târgului de Carte și Muzică. Este chiar după deschiderea de la ora 12, este cel mai important moment. Iar vineri de la ora 19, poezie și jazz tot la aulă cu Claudia Motea și Lucian Sabados. Sabados, că tu ești aici, stăpâne. Sabados. Poți să spun ceva? Te rog. Mă bucur din tot sufletul pentru că am această frumoasă colaborare
cu Asociația Culturală Libris Brașov. Sunt a treia oară invitată la ei și mă simt extrem de onorată. Și pentru mine este foarte îmbucurător, pentru că această lansare de carte pe care o voi avea mâine cu Shalom Israel va fi susținută prin prezența oficialităților de aici din Brașov, care au susținut foarte mult acest târg și în genere și festivalul din vară tot al acestui minunat Libris. Și nu numai atât, adică se vede aici că oamenii iubesc cultura, trăiesc pentru artă și cultură. Și de fapt, ce înseamnă arta? Arta înseamnă o îngemânare între bine și frumos. Și ce ne dorim, de fapt? Ne dorim bine și frumos. Da. Să fie bine și să fie frumos. Bun. Actorul român versus actorul canadian, de exemplu, da? Nu mai zicem de actorul american, de la Hollywood, și că nu încape comparații. Cum îi vezi tu pe... Acum te-ai întors, i-ai văzut pe cei care activează în lumea teatrului, a filmului românesc. Cum vezi tu comparativ lucrurile cu ce ai văzut în Canada? Actorul canadian îmbrățișează mult mai mult teatrul experimental, teatrul avantgardist. Aici, chiar dacă s-a pătruns în mișcarea teatrală din România suflul avantgardist, tot se merge pe linia clasică, linia tradițională. Eu nu pot să spun ce iubesc mai mult, care e mai valoros, mărul sau părul. Sincer, sentimentele sunt aceleași. Și dacă ești actor român sau ești actor canadian, dacă tu transmiți emoția aceea vie din tine, prin personajul tău, atunci mesajul tău există, fie că e în limba română, fie că e în limba engleză sau o altă limbă. Ce să mai spun? Normal că acolo totul este și datorită posibilităților financiare și datorită acestei viziuni care este extrapolară, pentru că vorbim de alte dimensiuni și ca ținută și ca întindere a țării. Canada este de atâtea ori mai mare, iar populația Canadei este un pic mai mare, cred. Un pic mai mare, da. Așa. Sunt alte posibilități, dar tu ca actor, de exemplu, eu ca actor mă simt bine acolo, deci eu nu vorbesc de un actor care a fost doar într-o fază incipientă în Canada. Eu am fost implicată mai mult de 10 ani în teatru canadian și am jucat în limba engleză pe scena teatrului canadian, fără să am expuneri, nici măcar cu cei care veneau din România, cu diferite proiecte, cu diferite piese de teatru. Și asta nu că eu n-am vrut, pur și simplu diaspora, comunitatea românească de acolo, nu că nu m-a acceptat, n-a răspuns proiectelor mele care erau în limba canadiană. Și când am văzut că am succes acolo și caput recunoștința și toți colegii mei sunt canadieni, a trebuit să găsesc o formulă, să găsesc o traiectorie ca să pot supraviețui. Și mă bucur din tot sufletul că am putut să supraviețuiesc și să trăiesc prin arta mea. Pentru că nu e ușor ca actor să trăiești în România, da, barem într-o țară străină unde ești emigrant. Și sunt mulți actori de valoare care au plecat din România, nu vreau să dau cazuri, care erau, vorba aia, consacrați aici, iar când au ajuns altundeva, chiar în Europa sau în America, nu s-a mai știut despre ei. Eu mi-am ținut această linie cu credință, cu sfințenie și am început să mă adaptez condițiilor noi de viață, să-mi fac un drum în teatru canadian, să joc în limba engleză, iar când am revenit în România, am revenit cu acest produs, cu această formare canadiană, dar cred că prin această calitate pe care o am, m-am putut readapta condițiilor și scenei românești. Acum merg, sunt un fel de... Să zic spiriduș, nu e spiriduș, dar pot să spun că e și spiriduș. Ce mai spiriduș, da? Așa, da, care face această juncțiune artistică între România, între țările din Europa și America. Și mă bucur din suflet că deja Shalom Israel, spectacolul multimedia din Shalom Israel, va trece granița și este deja așteptat la Muzeul Holocaustului din Los Angeles. Bravo, domnule, felicitări, ce să zic. Nu ți-e greu să joci azi în limba română, mâine în limba engleză? Nu mi-e greu. Actorul e actor, eu știu despre ce e vorba, dar... Mă rog,
Tu știi mai bine, te-ai adaptat, te-ai adaptat acestor vremuri. Da, eu n-am auzit de actori români care să plece. Bine, sunt vreo două cazuri, cred Monica Bârlădeanu la un moment dat. Hai să zicem că a cochetat cu apariția prin niște filme americane subțiri de vară. De asemenea, cred că, nu mai știu cum o cheamă, Dinu, fosta soția lui Mutu, whatever, și a apărut într-un film pe care chiar l-am văzut, nu știam de unde o cunosc. Așa, aia ceva cu Navy, da. Seals. Și în rest mai știu de băiatul ăsta care a jucat în Licenii și care a apărut de curând iarăși prin România. Nu mai știu cum îl cheamă. Petruț, Tudor Petruț. Probabil, da. El a venit la unul dintre spectacolele mele acolo, da? Și mi-a adus un autocar de români, da, din diaspora. Și au venit vreo 3 ore. Da? Au condus. Dar el mai Orange joacă? County, da, e foarte bine, e ok. Joacă e și teatru? Da, joacă teatru, face reclame, are o reclamă cu o bancă de credit care apare tot timpul la, chiar l-a făcut foarte cunoscut acolo, mai ales în teritoriul californian. Și este un om, este un om extraordinar și, cum să zic, are o viață frumoasă acolo, o viață cu strălucire. Pentru că sunt mulți care se duc, pozează și zic, vai, ce fac eu aici, așa, așa. Nu, la el este acea supremație a adevărului uman. Iar el e și profesor la un colegiu, mi se pare, predă matematica. E un băiat super deștept, nu numai talentat, și un om foarte bun. Da, e, cred că e fain să-l ai pe băiatul din reclama de la bancă profesor de mate. Îți dai seama ce cool! Ce foarte cool, cool pentru, da, americani, da. Cred că este... Ce l-ai văzut pe prof aseară? Unde? În reclamă. Dar nu știu dacă el e așa de bun, proful. E o fi cool, că la note... Nu știu, mă. Băi, nu că el era bun la școală. Nu, la note, la elevi, la studenții lui. A, credeam că zici de film. Da, nu, da, da, da. Nu, în film, da, era bun, era strălugeniu la matematică. Personajul, da, pozitiv. Da. Mulțumim frumos, Claudia, pentru participarea în emisiune. Succes mâine. Presupun că ai niște emoții, totuși. Mâine, ora 13, la aula universității, Claudia Motea la lansează Shalom Israel. Doamne, domnișoarelor, domnilor, eu sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.